Salutare, eu sunt Feli și bine v-am regăsit la un nou episod cu Viața lui Ben. V-a plăcut așa de mult episodul anterior încât am zis hai să mai facem o parte și să vedem ce se mai întâmplă. Ben a împlinit acum 5 anișori, mamă ce repede trece timpul, și ăștia mă întreabă dacă vreau să schimb câinele cu... Asta pare să fie un câine lup, primul cel din dreapta, cel din mijloc un dalmațian și celălalt, habar n-am, nu știu cum sunt toate rasele, dar nu, eu vreau cu Ben, eu sunt fidel, eu sunt de încredere, eu am cuvânt și rămân cu Ben. Hai să dăm click, să mergem mai repede. Și acum Ben, cred și din 3 în 3 luni, dar lungă e povestea lui Ben. Sunt curios că trăiește, asta este și faza cea mai interesantă, hai să ne jucăm. Ok, aici este mingea în mijloc și unde se mută? Este mingea în mijloc. Ok, este în dreapta acum. Este în mijloc. Este tot în mijloc. În mijloc, hai că Ben, că te pricepi. Perfect, frate. Mamă, să faci așa cu un câine și să-ți ghicească. Păi, mamă, faci la video cu el să-ți vadă toată planeta. Și apropo, nu uita să rupeți butonul de like, de coco-like, ca să facem cât de multe episoade, cât mai interesante cu joculețe, cât mai șmechere. Uite-mă cum aleargă, cum aleargă, cum aleargă. 3 luni, 5 ani și 6 luni. Hai să vedem ce urmează acum. Ești invitat la un concurs de câini? Ce ăla? Că n-am văzut bine. Nu văd de capul tău, Ben. A, care costumație? Costumație de leu sau de... Ce? De leu, frate! Mamă, ce bine-i stă! O lua și primul întâi. Dar uitați ce șmecherie-i stă! Mamă, că-s câine acolo. Mir că nu sar pe tine. Bă! Hai să mai jucăm. Dă-mi acolo click. Așa. Alergați, alergați, alergați. Să prindem viteza maximă. Așa. Nu știu cum alergă ăștia cu 13,5 mile pe oră. Nu știu cât înseamnă. 20 de kilometri. Cam mult. Du-te, mă, întâlnire romantică cu fata asta. Stai, bă, fata asta nu era cu unul. Hai să... Bă, sper că nu vine ăla. Ce se întâmplă? Stai, fraților, dar ce se întâmplă? Avem primul cățel? Cum să-l numim? Ben Junior. Ben Junior. Ben are un cățel. Doamne. Bine ai venit, Ben Junior. Stai, bă, dar fata asta nu e aia care umbla cu ăla înainte, Ben? Te-ai însurat înainte? Unde ții nunta? Bă, Ben, tu faci copii din flori. Prea ok. Nu e ok deloc. Copilul ăla trebuie să-l botezezi, să nască bine, să... Nu știu ce s-a întâmplat acolo. Nu știu că aia e graviduță la cât de pufoasă era. Mergem pe stradă, așa. Ben umbli fără lesă. Ok, ceva se întâmplă aici. Ne atacă cineva? Ne întreabă dacă să facă hățel aici pe stradă sau acasă. Pe stradă, fratele meu, că își adună stăpâna. Mamă, că râd aici de zboară amigdalele. Ben, dar ce ai mâncat? Că era cam gri. Mai mănâncă culori, Ben. Hai mă, ca să... Stai că nu mai pot. M-a luat râsul. 6 ani și 3 luni. Ben, ai făcut un an. Ce frumos e, Ben. Dăm play. Să mergi la tatăl tău. A, Ben îl caută. Ah, trebuie să trec printre toți. Ok, hai că trec, ok, mergem. Dar câți oameni... Ce fac, mă? Ce dans e ăla? Nou dans Fortnite? O să iau pe aici. Încerc să nu-i ating pe el alți, că nu cred că e voie. Uite ce dans de tineri. Perfect. Așa. Cățel bun e, Ben. Cu alții. Ai, mai am bănuți aici. Haideți să mai avem moșcioare. Hai să mai facem chestii. Facem 6 ani jumate. Hai mă, prinde viteză mare. A, trebuie doar să țin apăsat, dădeam click. Ce face Ben la 6 ani jumate? Dar o să mai dau upgrade-uri aici, că mai pot. Deși încep să coste foarte mult. Home, decor. Dar care e faza cu gardul? Adică dacă dau home, decor. A, mi-a dat-o. Dacă dau la home. Dacă dau la decor. Și nu mai am bani. Nu mai am bani. Dar uitați-vă ce faină-i. Bă, o să vreau să apărătez asta la maxim. Ești nebun. Hai să ne jucăm, să vedem care e faza. Băi, ce s-a întâmplat? Ai scopit, ai? Dar nu era doar...
Stai puțin, stai că nu înțelegi ce se întâmplă. Să ascund sau să-i atac omul? Nu, ascundă căzelușii. Ăsta lui Ben. Ben, mai e unul. Așa, și mumica ia unul. A, vrea să-i cumpere! Cum o să cumperi, mă, cățelușii, că ăsta e Ben Junior? Deși am crezut că am numai unul. Nu pot să înțeleg de când-s doi. Sau Ben-ul lua trei, n-am știut ce se întâmplă acolo. Nu mai e cățelușii. Nu știu care e faza, poate cineva, poate mi-explicați voi că nu știu care e faza. Haideți să alergăm, cât mai repede. Băi, ce credeți că, care e faza cu cățelușii lui Ben? Am crezut că are doar unul. Ben Junior, sau avem Ben Junior și Junior 2, sau care e faza? Nu cred că mai am bani să-i fac ceva lui Ben. Oh, e de mine, gașca de golani. Bă, nu e ok. Ah, sunt prietenii mei, am crezut că sunt golani. Dar nu e anturaj bun, căci că hai să lătrăm la oameni. Nu! Oprim, nu lătrați la oameni. Ascultați de Ben. Ăștia nu au fost prieteni adevărați. Hai să-i părăs la cineva. Că latră oamenii. Dar un polițist! Ceilalți căței, uitați ce fac! Și aia largă polițistul. Bă, nu știu dacă asta trebuia să facem, dar e ok. Hai să ne jucăm. Cum alargă asta cu atâta viteză, poate nu știu ce se întâmplă acolo. Numai dacă au mâncat steroizi și cafea. Ia să vedem ce urmează acum, că deja devine super interesant. Collect. Mai pot să cumpăr ceva. Cam am bănuți. Asta de 2000 deja se îngroașă gluma, deci aș putea să îmi fac bani infiniți aici. Stai să mă gândesc. Dacă vreau ceva, sincer, nu prea îmi plac. Nu prea îmi plac mie, să zic, bills. Opa, astea-s faine. Să dea Ben pe skateboard. Asta mea care mi-ar place. Bun, hai să ne jucăm, să vedem care e faza. Și vă nu uita să dați butonul de like, că facem episoade mișto aici. Să ne ia cu un copil. Ce că să mănânc mâncarea sau să-l salvez? Du-te, mă, salvează-l, mă, fi câine erou. Ia uite ce câine bun. Bă, asta nu-i fetița lui Ben, stăpâna. Bă, și mai important atunci. Ce câine bun! Dați seama asta cu Ben pe cuvântul meu și maro. Hai să mai jucăm. No thanks. Așa. 7 ani! Oare cât să jucăm? Hai să mai jucăm, că până la urmă îl facem poate la 10, nu știu, văd eu. Hai să vedem. Ce urmează acum? Mai jucăm? Ce e? Ai mâncare pentru cățel. Dăm tăticule. O, să cerșez mâncarea sau să o iau din gură? Hai să cerșim, că dacă cerșim are face fățucă cute. Așa, foarte frumos, foarte frumos. Nu cred că ar fost ok să-i rupă mâncarea acolo, că n-ai să-l băticuți. Așa, 7 ani jumate facem acum, frate. A, ce frumos e câinele. Perfect. Hai să vedem ce urmează. Ce-i nuntă? Că nu înțeleg. Am de făcut un anunț. Vei ce fii soția mea? M-am cerut-o de căsătorie. Da, vreau. Bă, cine e asta? Adică, stai, e asta care a fost cu Ben? Give them flowers? Nu, le dau flori, hai, că-s de acord. Stai, asta era fata care se îmba cu Ben, că nu știu. Care-i faza? Ăștia-s noi mei stăpâni? Noi stăpâna lui Ben? Că nu știu care-i faza, nu, par fata asta era rușcată. Nu știu ce s-a întâmplat acolo. De ce a trebuit eu să fiu la nunta? Habar n-am. Acum facem 8 ani. Ah, suntem la nunta lor. Și eu ce să fac? Mă duc acolo. Ai, eu sunt câinele cu inelele. Am văzut asta la american. Mi se părea foarte ciudat la român, dar la american găsești. Ia uite-mă că le dă inelul. Nu? Ok. Prea înțeleg care e faza, dar... Oh, o să crească fata. Chestia, de fiecare dată când e chestia, crește fata. Că acum și adult. Ok. Acum o să fie bătrânică. Am impresia că îmbătrânește mai mult ea decât Ben.
Deci Ben are 8 ani. Bravo, băiete, hai să vedem ce facem la 8 ani. Au deja bebeluș? Mai ce drăguțe, dar de ce ții pe jos? Să-i fug jucărea la copil sau să mă joc copilul? Du-te mă lângă el și pupă-l. Nu știu cine sunt ăștia. Așa, vai ce frumos. Vai ce frumos, așa. Vai cât de frumos este. Se iubesc ei. Nu prea înțeleg cine era familia aia. Adică era familia mea, erau vecini, prieteni, rude. Nu prea știu cine era acolo. Voi vă știți? Nu prea se leagă de mine. Play. Ce vorbesc ei? Stai, ce se întâmplă? Mă ceartă? Ce-am făcut? Femeia nu mai este așa crăcănată. De cine place mai mult? De mamă sau de tată? Mă, sincer, o să aleg de tată, că mama mica nu prea s-o juca cu el și să-și cam crăcănată. Nu prea s-o juca cu el pe parcursul jocului, numai cu tăticul s-o jucat. Și eu sunt corect. Și fata, stai și tu mai decent, picior peste picior, n-ai auzit? Na, nu s-a auzit așa ceva. Ia să vedem, 8 ani jumate. Oh! Cu cine vorbești la telefon? Asta e fata care tot timpul plimbă pe Ben. Ben vrea să-i joace, de-aia fata vorbește la telefon. Ok. Mamă, dar ce cutie Ben, parcă ești cățeluș. Asta este că nu-ți simți cum bătân la 8 ani. Oh, vrei tu băiatul ăsta, are prieten? Mamă, băi, fata, dar nu te-ai îmbrăcat pentru întâlnire, adică te-ai îmbrăcat pentru... nu prea ține. A, mai bine îmi pun să dorm decât să distrug camera. Mai bine suntem cățeluși cu minte. Așa, mergem să dorm și așteptăm. Mă amuză cum câinii se întorc așa până își găsesc poziția. A, făi nani. A, așa, câine buni, Ben. Băi, face farse, Ben. Dai câine bun. Mamă, ne apropiem de 9 ani. Vă dați seama? E nebunie cu 9 ani. Hai că o să facem și noi până la 9 ani. De asta, dar trebuie să am grijă de bubulină. Ce se întâmplă aici? O pisică. Ai de mine, rachete ești, Ben. Dar lasă pisicuța în pace, fiind cățel cu minte. Să o atacăm sau să facem pe ea? Mai bine o atac-o. Bătaie de clasa a doua. Și a bătaie Ben de la pisică. Am mai văzut din astea cățeluși care au bătaie de la pisicuță. Am mai văzut, deci pot să zic că nu e ceva, chiar e pe bune. Hai că facem 10 ani, dacă tot facem video. Hai să fie 10 ani, sumă frumoasă. Ne jucăm? Bă, ăsta e al cățel. Bă, ăsta nu e iubita lui Ben? Sau soția lui? Catch your brother, e frasul! Ben, dar mușcă-l, Ben! Că ăsta nu-i frate, ok. Ben, deci, hai de mine ce-l prindem. Cum o să faci așa ceva și fratele meu? Bine, dar nu-i vina și soției femeii. Ben, nu-l lăsa. Mamă, ce cățel. Frate, dar brânza-i pe bani. Expresia aia. Facem 10 ani? Dar cred că Ben o să stească mai mult, cred că o să facem video mai lungi. Așa. Play? Cine e ăsta? Bă, îl cunosc pe ăsta? He smells so bad. Omul ăsta miroase foarte urât. Hai să scăpăm de el, că miroase foarte urât. Sincer să fiu, nu s-a mai spălat de niciodată. Care a fost faza? Un om i-a plăcut de Ben, l-a mângâiat și Ben a fugit că miroase. Deci câinele a considerat că omul a mirosit prea urât. Probabil s-a întâmplat. S-a întâmplat așa asta undeva, de-aia s-a luat ideea la joc. Hai să ne jucăm mai departe. Stai că vine ambulanța, bă, sper să fie Ben bine, că... Cine asta? Nu știu ce se întâmplă. Vine Ben, dar cine-i în spital? Stai bă, că deja play with puppy, stay with owner. Nu, stau mă cu stăpânul. Nu mă joc acasă cu ăsta, stau, sunt câine de nota 10. În America probabil poți să ieși cu câini în spital sau undeva. La noi nu. Ok, n-am văzut care e faza, sper că e bine. Ne apropiem de 10 ani cu Ben, deci na, se îngroașă gluma. Mamă, bine să crezi că face băiețelul nostru 10 ani.
Ia să vedem, play. Hold to drink. Ah, trebuie să beau, că nu se uită tăticul. Și când se întoarce? Nu, eu nu beau. Oh, nu, nu, eu nu beau, nu beau, nu beau, nu beau. Ah, ce bună apa, ce bună apa. Dale bolul lor. Nu beau, nu beau, nu beau, nu beau. Ce mică aia care stă acolo. Hai că m-am descurcat foarte bine. Haide. 13,7, super tare. 10 ani, 9 ani, 9 luni. Și acum facem 10 ani, Venule, felicitări, e ziua ta. Și ce facem la 10 ani? Întorc în stânga. Să sar, a, deja încep să se repete. A, o facem și pe următoarea și dacă încep să se repete, încheiem aici seria asta. Până când o să pun update nou. Că uitați-vă și voi, la 10 ani deja începe să se repetă faza. Dar mai fac unul ca să văd. La 10 ani și 3 luni să vedem. Hai să vedem, 10 ani și 3 luni. Dar mi se pare că încep să se repete. Oricum, băi, mișto joc. E cu Ben, îmi place foarte mult. Blană de blană. Ia să vedem. Băi, asta e chestie nouă. O e ca soție? Da. O să-ți săruți mândra. Pupo, hai, pupo. Dar n-am înțeles, prima oară a făcut copii și după aceea a făcut nunta. Și ăla nu era câinele care era în parc amantul ăsta, nu știu. O să mai fac doar una singură, să văd ce urmează. Să văd ce urmează, mai fac doar una singură. Hai să vedem, la 10 ani jumate. Ia să vedem ce e la 10 ani jumate. Ce se întâmplă? Cățelul la mănâncă, cățelul ăsta e pe canapea, Benny pe canapea. Nu! Trebuie să plece soția ta că mănâncă prea mult. Nu, te lupți pentru ea. E soția ta. O să-mi împart mâncarea mea cu ea, nu mă las-o în pace. Mamă, deci mai sunt chestii noi, înseamnă că o să mai putem face serii. Pe dacă așa o să fie, se îngroașă gluma. Nu uitați să rupeți butonul de cocolaj și dacă nu veți episoade cât mai faine cu Ben, știți ce aveți de făcut și ne vedem data viitoare. Pa, pa!